Vineri 21 mai, în jurul orei 12, detașamentul de pompieri Călăraș a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs în incinta unui centru remat. Astfel, pompierii militari au intervenit cu 4 autospeciale de stingere a incendiului produs la un centru de colectare fier vechi din municipiul Călăraș. După mai bine de 4 ore de la alertarea forțelor de intervenție, incendiul a fost lichidat, nefiind înregistrate victime sau pierderi materiale. O echipă alcătuită din reprezentanții autorităților publice competente s-a format pentru a stabili cauza probabilă care a dus la producerea incendiului. La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD, nefiind însă necesară intervenția paramedicilor. Era propria pietra, da? Nu făcea la bătut.